devreme să spunem ceva specific și sigur. But I have to say the first test we're very optimistic about us. Dar trebuie să spunem că primul nostru test a fost un optimist pentru noi. We are using, of course, we need the time to play better. Suntem o echipă nouă, este normal să avem timp să jucăm din ce în ce mai bine. And for the period to have this friendly game, I am și din perioada în care jucăm acest prim meci amical, sunt cu 100% ceea ce am văzut. The last 2 weeks we have very, very aggressive and difficult practices. Am avut antrenamente foarte agresive și dificile în ultimele 2 săptămâni. But the players, they show to be ready to survive in this difficult championship and Euro Challenge. Dar jucătorii au arătat că sunt gata să supraviețuiască în acest campionat dificil și în Euro Challenge. We have a lot of space about to improve. Avem destul de mult spațiu la dispoziție ca să ne îmbunătățim. The our preparation it wasn't I mean the best in this pool and how we because we have the injury of Porter and Greve. Pregătirea noastră nu a fost aparamentul cel mai bun aceste prime 2 săptămâni pentru că am avut accidentele de Porter și Greve. We didn't prepare 100% like what I want as a coach. Și nu ne-am pregătit 100% cum eu mi-aș dori ca antrenor. But for first friendly game it was very optimistic what we show. From tomorrow when it's La Montmartre with us, we continue the hard work to be better and better every day. Pentru primul meci pe care l-am văzut, suntem foarte optimiști, iar de mâine, de când ni se va alătura și la Montmac, ne vom pregăti și vom fi din ce în ce mai buni fiecare zi. Ce așteaptă de la meciurile din la Cupa Energie? Poate respect în the games in our tournament. Ok, now our tournament, sure we've been not ready 100% again, but I expect to have more bigger period, positive period in our performance. This is what I want. La turneu cu siguranță nu vom fi 100% pregătiți, însă vrem să avem o perioadă mai bună din pregătirea noastră. Thank you. Mersi.